în calitate de partener, de apropiat al fratelui Ravi, să mijlocească pentru noi și să-l invite pe fratele Ravi în numele nostru la convenție. Adevărul este că nu ne-a fost mare credința atunci, dar Domnul e bun și de atunci ne leagă o prietenie frumoasă și ne aducem aminte cu bucurie de faptul că ne-a ajutat într-un moment delicat. Și pentru aceasta îi mulțumim. Omului Dumnezeu, bun venit la noi! Dumnezeu să-ți dea ungere și har! Vă salut și eu, pace, bună seara! Oare am pornit ăsta, e verde. S-aude. Sunt a doua oară împreună cu dumneavoastră și întotdeauna când ești chemat a doua oară într-un loc, stai să te gândești dacă ți se oferă a doua șansă sau dacă într-adevăr a fost bine prima oară. O să aflăm la sfârșit, nu-i așa? Mă bucur să fiu aici și mă bucur să văd interes pentru Cuvântul lui Dumnezeu într-o vineri seară ca și asta, în care probabil că nici eu n-aș fi fost aici dacă nu eram obligat. Dar Dumnezeu ne cheamă la slujire și în seara asta suntem împreună ca să învățăm Cuvântul lui Dumnezeu, să știm să slujim mai bine. Așa cum ați auzit, lucrez împreună cu fratele Ravi Zaharia, sunt reprezentant în România și Moldova și mă ocup cu apologetica, cu evanghelizarea, apologetica, predic în conferințe, tabere, biserici, însă cea mai mare pasiune o am să stau față în față cu cineva care nu crede în Dumnezeu, să-l văd cum încetul cu încetul își dă la o parte obstacolele și mai că cere să se pocăiască, numai că nu știe cum. Și când vezi un om că se apropie de Dumnezeu în felul acesta, nu cred că există o bucurie mai mare decât asta. În seara asta aș vrea să vă ajut pe fiecare dintre voi și împreună cu mine să învățăm să facem acei pași ca să ne apropiem de oamenii din lume în așa fel încât să-i vedem pe ei cum vor să se pocăiască, dar nu știu cum să zică că vor să se pocăiască. Aș vrea să ne uităm puțin în Scriptură. Unii dintre voi probabil că ați mai auzit partea asta de mesaj. Vom vedea ce este apologetica, cum se folosește, în ce context apare în Scriptură, dacă este o poruncă sau dacă este un stil de viață. După aceea ne vom uita la argumente pentru existența lui Dumnezeu, următorul pas fiind să răspundem la întrebarea de unde știm că Biblia este adevărată și vom încheia mâine într-o notă mai devoțională, dacă vreți, încercând să înțelegem răspunsul la următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu există, de ce există suferința? Pentru că avem undeva la 4 ore împreună, 3 ore jumate, 4 ore împreună, aș vrea să le folosim cu cap și aș vrea să le folosim strategic ca să punem bazele la acele conversații care pot să conducă pe cineva la Hristos. Scopul întâlnirii noastre este să învățăm să conducem pe oameni la Hristos, pornind de la întrebările existențiale pe care fiecare dintre ei le au. De aceea ce aș vrea să facem în următoarele 2 minute, aș vrea să plecăm capetele, ne mai rugăm o dată, fiindcă nu o să se supere nimeni. Amin? Mai vedeți voi. Dar ce aș vrea să faceți este, rugându-ne, să alegeți 2 nume pentru care vă rugați în așa fel încât Dumnezeu să creeze oportunitățile, să intrați în conversații cu ei ca să-i conduceți la Hristos. Sunt convins că aveți cel puțin 2 prieteni care nu cunosc pe Dumnezeu. Da sau nu? Vă rog, răspundeți-mi, că altfel o să fie grea seara asta. Da. Alegeți 2 nume și acolo unde sunteți, în fața lui Dumnezeu, rugați-vă pentru cele 2 nume. Și toată seara aceasta, mâine dimineață, dacă vă mai întoarceți, vă oferiți și a treia șansă, aș vrea să folosiți toate informațiile pe care le primiți, să vă gândiți cum aș putea eu să vorbesc cu persoana aia. Deja vă veți fi rugat pentru ele. Da? Haideți să plecăm capetele și ne rugăm fiecare pentru persoanele acelea. Poate că e mama, tata, fratele, vecinul, colegul de muncă. Da? Ne rugăm 1 minut, 2 minute și continuăm. Doamne, îți mulțumim pentru seara asta și îți mulțumim că ne-ai făcut sare și lumină în lumea aceasta. Îți mulțumim, Doamne, că ai pus în noi cuvântul Tău și îți mulțumim, Doamne, că cuvântul Tău este veșnic și adevărat. Dar, Doamne, îți mulțumim că adevărul nu este un principiu, ci este o persoană, ești Tu. Și vrem, Doamne, în seara asta să Te rugăm frumos să binecuvintezi timpul nostru împreună în așa fel încât să putem să conducem pe cei pentru care ne-a rugat la Tine. Mă rog încă o dată pentru mama și pentru tata. Și nu știu cum o să faci, Doamne, dar Te rog frumos, Doamne, deschide ușa ca să Te pot mărturisi încă o dată lor și să Te cunoască pe ca Domn și Mântuitor. Amin.
Aș vrea să întoarceți cu mine în 1 Petru 3:8, mai exact. Ce vom face în următoarea oră este să ne uităm la acele porțiuni din Scriptură în care Dumnezeu ne arată ce este evangelizarea, ce este apologetica și cum putem să le folosim în viața de zi cu zi. În 1 Petru 3:15 este locul în care apare cuvântul apologetică, însă contextul lărgit ne ajută foarte mult. Și aș vrea să citesc împreună cu voi în seara aceasta, 1 Petru 3:8. Încolo toți cei cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți, nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară. Dimpotrivă, binecuvântați căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Să se depărteze de la rău și să facă binele, să caută pacea și să urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru mine? Pentru bine. Chiar dacă aveți de suferit, pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Și acum vă rog frumos, citiți cu atenție. Ci, din contră, pe de altă parte, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Și până aici. Aș vrea să folosim textul acesta ca să vedem unde, cine și cum ar trebui să folosească ceea ce se numește apologetică. Dacă vă uitați puțin în text, veți vedea acolo în versetul 15 că spune așa: fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală. Acel cuvânt să răspundeți în limba greacă, limba în care a fost scris textul acesta, este apologia. Apologia este cuvântul tradus în limba română, apologetică. Apologetul, conform înțelesului grecesc, era avocatul din secolul I. Dacă făceai o prostie, dacă încălcai o lege, îți angajai un apologet care să vină să aducă scuzele de rigoare și să te apere în fața judecătorului pentru problema pe care ai creat-o. Așadar, apologetica este apărarea credinței creștine, apologetica creștină. Pentru că musulmanii au și ei apologetică islamică. Și ei au apologeții lor care apără islamul. Dar ce facem noi în seara aceasta aici este să înțelegem ce este apologetica creștină. Și apologetica are mai multe direcții. Apologetica, am văzut, este apărarea credinței creștine și aș vrea să lărgesc puțin înțelesul și aș vrea să vedem cum putem să-l folosim. Dar sunt mai multe abordări. Abordarea teologică conține temele majore teologice, de exemplu, creația. Și putem să stăm să discutăm dacă creația a avut loc în 6 zile sau dacă a avut loc o evoluție pe miliarde de ani. La biserică citim Scriptura și predicăm că creația a avut loc în 6 zile. Ne ducem acasă, punem televizorul pe Discovery și vom auzi că cutare fosilă a fost găsită și a fost datată ca fiind de acum 100 de milioane de ani. Ce facem? Asta este o temă majoră apologetică și este abordare teologică. Discutăm creaționismul biblic. De exemplu, învierea este o altă temă majoră teologică. Dacă n-am avea învierea, dacă n-am putea să ne lămurim nouă și apoi celorlalți, ne-ar cam lipsi întreg Noul Testament. Ce ne facem fără înviere? Cui ne mai rugăm dacă Dumnezeu, Hristos, nu este înviat? O altă abordare este abordarea academică. De exemplu, dacă cumpărați o carte de William Lane Craig, ca și autor, veți deschide cartea și dacă n-ați citit până atunci puțin apologetică, nu veți înțelege mare lucru. Veți citi o pagină la 2 ore și o veți reciti peste 2 ore, fiindcă este foarte densă. Acele cărți, multe din ele au fost scrise pentru biblioteci și pentru studenții la teologie. Dar ce aș vrea să facem noi pe lângă abordarea teologică și academică, în seara asta este abordarea misiologică. De ce? Pentru că este abordarea care ne ajută în misiunea noastră de evangelizare personală. Părerea mea este că dacă stăm între 4 pereți în bibliotecă pentru scurt timp, ajută. Dar dacă uităm să ieșim de acolo, facem capul foarte mare și nu reușim să dăm mai departe tot ceea ce am acumulat în cunoștință.
De aceea îndemnul meu este, da, închideți-vă bibliotecă, mergeți acasă, puneți mâna și citiți, cumpărați cărți de calitate, însă nu uitați ca tot ceea ce ați înmagazinat în inimă și în minte să dați mai departe. Pentru că orice apă stătută se îmbâxește. Și noi suntem izvoare de apă, de care? Vă rog frumos, hai, de care apă suntem? Apă vie. De aceea noi nu ne permitem, subliniez, să rămânem stătuți. Noi trebuie să avem o mireasmă a lui Hristos, care nu poate să fie una împuțită, scuzați-mi expresia. Abordarea misiologică este ceea ce aș vrea să vedem cum învățăm să facem. Și aici, abordarea asta misiologică, am învățat-o pe pielea mea în anul întâi de facultate, când primul curs pe care l-am făcut la Oradea a fost cursul de misiologie. Cum să faci misiune și evangelizare personală. Și profesorul a fost foarte strategic în gândire, pentru că examenul pe care urma să-l pregătim consta în 25 de rapoarte misionare. Și erau cu totul altfel de rapoarte decât ce ne așteptam noi studenții. Și anume, el cerea să mergem să avem 25 de conversații cu oameni de pe stradă în care să le prezentăm Evanghelia. Asta era tot examenul. Să mergi de 25 de ori, să vorbești cu oameni în stația de autobuz, în tren, unde vrei tu, și apoi într-o hârtie, letter size, A4, cum ziceți voi, să spui ce ai făcut, cum ai prezentat, ce ai spus, care a fost răspunsul, care a fost reacția, te-ai rugat, nu te-ai rugat cu el. Și acolo, practic, încercând să faci cele 25 de rapoarte, ce am creat noi a fost, de fapt, un obicei să vorbești cu oamenii despre Hristos. Și eu călătoream pe vremea aceea foarte mult, pentru că eram student la Oradea, părinții locuiau la Arad, logodnica, soția mea de acum, locuia la Brașov. Făceam triunghiul ăsta în România foarte mult, tren, autobuz, autostop, orice variantă care te ducea la cei dragi mai repede. Și în acele conversații am avut parte de foarte multe experiențe interesante. Am încercat să-i duc pe oameni la Hristos, prezentându-le Evanghelia, când au aflat că sunt pocăit, m-au dat jos din mașină. Am încercat să vorbesc despre Hristos cu două doamne în tren, acolo în tren, în compartiment, ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat, cele două doamne s-au pocăit și au devenit copii al lui Hristos. Dar ce am obținut în acele conversații a fost, am pus în inima noastră, toți acești studenți, un obicei. Obiceiul de a intra în vorbă cu oamenii cu un scop foarte bine stabilit, să-L prezinți pe Hristos. Vorbesc oare prea repede? Mă uit la tineri, că voi aveți alt device. Good. Abordarea misiologică, acolo am ajuns. Haideți să ne uităm puțin în textul acesta, să vedem care sunt elementele care ne ajută în apologetică. Și am avut de citit de la 1 Petru 3 cu 8, pentru că contextul definește foarte mult apologetica. De ce? Ce elemente ați văzut repetându-se în versetele pe care le-am citit? Despre ce este vorba în versetele pe care le-am citit? Cine încearcă? Cine citește Biblia în limba română? Mâna sus. Ce subtitlu avem înainte de versetul 8? Mă aștept să țineți Biblia deschise. Că e pe telefon, tabletă, nu contează, dar să fie Biblia deschisă. Nu vreți așa. Mergem pe partea cealaltă. Versetul 3 cu 15, da? Ci voi sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Avem și în engleză și în română. Ci sfințiți, but in your hearts. Hai să vedem cine a făcut limba română în România, dacă poate să ne spună ce este cuvântul acela ci, C-I. Cine mai ține minte? Conjuncție. Mulțumesc. Ce fel de conjuncție? Hai de mine. Profesor de limba română? Nu. Este o conjuncție coordonatoare. Dar ce scop are o conjuncție? Deja asta e un pic mai grea. De a introduce un contrast. Perfect. Dacă conjuncția ci, but in your heart, acel cuvânt B-U-T, da, în limba engleză, introduce un contrast, ce trebuie să citesc?
Am citit, ci sfințiți pe Hristos ca Domn. Dacă ci introduce un contrast, ce trebuie să mă uit, să văd? Ce înainte? Bingo! Trebuie să vedem ambele propoziții ca să înțelegem contextul. Os Guinness, unul dintre colegii lui Rav Zacharia, spune că contrast is the mother of clarity. Contrastul este mama clarității. Dacă pui în contrast două enunțuri, dintr-o dată ambele devin mai clare. Contrast is the mother of clarity. De aceea este foarte important să ne uităm la ambele propoziții. Și ce este înainte de ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn și ce urmează după conjuncție. De aceea am citit de la versetul 8, pentru că de la versetul 8 la versetul 15, despre ce se vorbește este suferința. Suferința prin care trec oamenii lui Dumnezeu pentru facerea binelui. Și în contextul suferinței pentru a face binele, Petru le scrie acestor urmași al lui Hristos, ci voi din contră, nu răspundeți răului cu rău. Din contră, voi continuați să faceți binele. Din contră, voi sfințiți-vă mai departe, sfințiți pe Hristos ca Domn în inimile voastre. Observați că sfințirea, da, sunteți în anul sfințeniei, sfințenia este răspunsul la suferință. Paradoxal. Ai zice că răspunzi răului cu rău. Lasă-mă ce s-i opocăit și trebuie să las capul plecat, îi dau înapoi. Fals. Atunci când sunt persecutat pentru credința mea, ce trebuie eu să fac, primul lucru este să mă sfințesc mai departe. Pentru că atunci când răspund răului cu rău, nu arăt sfințenie, ci arăt ce arăt. Poftim? Ce arăt când răspund cu aceeași monedă? Răzbunare. Și atunci unde-i sarea și lumina? Unde-i sarea și lumina dacă eu răspund cu aceeași monedă? Dacă între mine și cel care m-a făcut să sufer, nu există nicio diferență. Dintr-o dată, noi ca și pocăiți, am pierdut șansa să arătăm altceva. Și acum puneți puțin pe hold, pe pauză, și întrebați-vă de ce nu avem succes în evangelizare. Oare asta nu e un motiv? Nu e nicio diferență între noi și ei? S-ar putea să fie pentru unii dintre noi. Ci voi sfințiți pe Hristos ca Domn. Deci în contextul suferinței, primul răspuns este sfințirea. Dar uitați-vă ce spune aici, cât de frumos spune, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Și când se referă la inimă, ce vrea să spună aici Petru? La ce se referă evreul în secolul I când spune inimă? Organ? Mai mult? Mai puțin? De aici vin gândurile, din inimă, zice evreul. Este întregul sistem intelectual al omului. Sfințiți pe Hristos în mințile voastre, ar fi în secolul 21. O, și cât ar fi de important, nu-i așa? Că pe aici, prin ochi și prin minte, intră atâta păcat în ziua de astăzi. Sfințiți pe Hristos ca Domn în inimile voastre și după aceea spune, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală. Deci când sunteți persecutați pentru credința voastră, prima voastră reacție să fie sfințirea și apoi al doilea pas este să dați socoteală, să răspundeți oricui vă cere socoteală. Aici este apologetica. Și aici aș vrea să dau un pas înapoi și să ne uităm puțin la context. Cui îi este adresat versetul acesta? Să știți că nu pun întrebări retorice, deci mă aștept să vină răspunsul. Cui este adresat versetul ăsta? Credincioșilor, de unde știi asta? Poate că poate. Dan zice că un necreștin nu poate să sfințească pe Hristos în inima lui. Nu poate singur, dar cu ajutorul Duhului Sfânt poate. Hai să vedem. De unde știm că este adresat creștinilor? Răspunsul este în Biblie. În introducerea cărții. În introducerea cărții, dacă ne uităm la 1 Petru 1 cu 1, Petru, Apostolul lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrășteați în, și dă adresele. Cu alte cuvinte, Petru scrie diasporei creștine din secolul I. Oamenii ăștia plecaseră din Ierusalim din cauza persecuției și s-au împrășteat în tot bazinul Mării Mediteranene
Și au stabilit biserici în toate locațiile în care au ajuns. Foarte asemănător cu ce au făcut românii când au venit în America. Ați ajuns aici, ați pornit o biserică ca să vă închinați împreună. Și Petru le scrie acestor credincioși din diaspora creștină, spunându-le, voi veți suferi pentru credința voastră, dar atunci când suferiți, sfințiți-vă și sfințiți mai departe inimile voastre și pregătiți-vă să dați socoteală pentru nădejdea care este în voi. Întrebare. A cui datorie este să dea socoteală? Ce înseamnă celui chemat? Deci tu zici că este celui chemat. Aia înseamnă că versetul acesta nu se aplică tuturor. Mai tare un pic să auzim toți, dacă se poate, sau măcar eu. Este adresat tuturor credincioșilor. Este o foarte mare diferență. Pentru că dacă versetul acesta ar fi adresat exclusiv celor care au chemare, înseamnă că fratele de lângă mine, introvert, mai puțin pornit în conversații, lui nu îi se aplică. Ce văd eu aici în versetul acesta este o poruncă adresată fiecărui credincios mântuit. Uitați-vă la timpul verbal. Sfințiți pe Hristos, fiți gata, dați socoteală, sunt imperative, nu avem de ales, nu e nimic de negociat aici, nu este problemă de interpretare. Este negru pe alb o poruncă pentru fiecare credincios mântuit. Cu alte cuvinte, fiecare dintre cei care ați venit în seara asta aici, dacă sunteți mântuiți, dacă știți ce înseamnă mântuirea prin Iisus Hristos, n-aveți de ales decât să fiți totdeauna gata să dați socoteală pentru nădejdea care este în voi. Întrebarea este dacă suntem pregătiți. Fiindcă Scriptura îmi spune, fiți totdeauna gata să dați socoteală. Nu mi se spune dacă ai chemare, și iartă-mă că te folosesc de ilustrație. Dacă ai chemare, dacă ai școală, dacă ai timp liber, dacă înțelegi Scriptura în cele mai mici detalii, dacă ești bărbat. Nu, nu. Acest verset se aplică în egală măsură și mie, și soției mele, și fiului meu. Indiferent de stadiul vieții în care suntem. Pentru că copilul meu de 8 ani de zile merge la școală și în România poți să alegi la ce oră de religie mergi. Unii dintre voi ați fost la școală în România, unii nu. Și copilul meu știe că vine ora de religie și nu se duce la religia ortodoxă și se cere afară, merge la bibliotecă și când vine religia de pocăiți, se duce acolo. Și colegii lui întreabă, dar tu de ce nu vii cu noi? Nu-ți place de noi? Asta e nivelul de întrebare la clasa întâi. Și atunci trebuie să dea socoteală pentru nădejdea care este în el. Cum știe? Cum poate? Așa un copil de 8 ani de zile. Fiți totdeauna gata să dați socoteală. Și am mai spus, cred că ilustrația asta aici în biserică, o întâmplare din tinerețea mea, cum să înțeleg cel mai bine această sintagmă, fi totdeauna gata să dai socoteală de nădejdea care este în tine. Din clasa 1 până în clasa 9 am făcut sport de performanță, am făcut polo pe apă. Știți ce înseamnă polo? Water polo? La asta nu se răspunde cu amin, se dă din cap. Și la antrenamentele de polo, antrenorul ne chema la antrenament în fiecare zi și la fiecare antrenament el ne cronometra pe fiecare în bazin. Ne punea în bazin și notam toți o lungime de bazin, 50 de metri, ne cronometra, punea pe carnețel. Și pe noi ne înfuria treaba asta pentru că dura foarte mult. El ar fi putut să ne pună pe toți în bazin, înotam toți și el vedea cine e primul, doilea, treilea, patrulea, al cincilea. Dar strategia lui era foarte interesantă, pentru că doar el știa cine e primul și cine e ultimul. Și când s-a pensionat și noi ne-am lăsat de sport, l-am întrebat, domnule antrenor, de ce ați făcut treaba asta cu noi în fiecare antrenament? Ce băieți, pentru că înotând singur este mult mai greu decât să înoți împotriva cuiva sau să ajungi pe cineva. Și aici vă măsor capacitățile voastre intelectuale, nu fizic. Ce dar, pentru că voi nu știți cine e cel mai bun, voi veți fi întotdeauna gata să fiți cei mai buni. Și asta spune un nepocăit care nu a citit 1 Petru 3 cu 15. Fiindcă voi nu știți când urmează meciul la care, în ordinea vitezei de notare, vă pun în echipă. Ce veți fi întotdeauna gata să intrați în echipă. Suntem noi întotdeauna gata să intrăm în echipă când vine meciul? Acel meci care se numește evangelizare personală?
Dacă mâine te oprește un musulman la muncă și te întreabă, tu cum poți să te închini la trei Dumnezei? Ce îi spui? Ești pregătit să răspunzi? Cum poți să crezi în Dumnezeu când uită ce se întâmplă în lumea asta, câți oameni mor de foame? Cum poți să te zici că Dumnezeu e dragoste? Ești gata să răspunzi? Îți vine colegul de la muncă, un budist, să zicem, căruia i-a murit mama de cancer cu o zi înainte și te treabă, tu cum poți să te rogi la Dumnezeu? Uite ce face. M-am rugat și odată și n-am vindecat-o. Ești gata să răspunzi? Aici ai. Când omul ăsta vine cu întrebările acestea dificile, inima lui este gata să asculte Evanghelia. Întrebarea este dacă noi suntem gata să o oferim. Aici e dilema. Știți că în România e foarte ușor. Toată lumea știe de Dumnezeu, toată lumea a fost probabil o dată în viață la biserică, toată lumea a mers la religie, 8, 9, 10 ani de zile. Dar voi trăiți în America, în care Dumnezeu e ultimul pe listă. Am fost ieri la Navy Pier și m-am uitat la steagurile alea, care sunt chiar acolo, lângă apă. Trei erau, unul cu 5 stele, nu știu ce înseamnă aia, unul american, era încă unul care iară, nu știam ce înseamnă, și celelalte, 8 sau 9, erau curcubeu. Sunteți pregătiți să țineți piept tăvălugului care vine peste voi? Vine și peste noi în România, imediat. Cum răspuns? Aici e apologetica. Aici se aplică apologetica. Trebuie să fim pregătiți. Copiii cresc în școli și nu mai au filtrele pe care le aveau părinților. Se dă live tot? Să știu ce zic de aia. Fiți totdeauna gata să dați socoteală celui ce vă... să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Ce nădejde avem în noi? Aș vrea să facem exercițiul ăsta. Că am văzut ce înseamnă să dai socoteală. Dar ce nădejde avem în noi? Că poate nu știm despre ce să vorbim. Cine vrea să spună într-o frază care e nădejdea din noi? Ce înseamnă nădejde? Speranță. Ca să folosim cuvinte mai noi. Care e speranța cu care trăiești tu în fiecare zi? Viața veșnică cu Domnul Iisus. Mulțumesc. Răspuns corect. Hai să-l traducem puțin pentru urechile românului care n-a fost la biserică în viața lui. Ce înseamnă viața veșnică cu Domnul Iisus? Eu pentru următoarele 2 minute nu sunt pocăit. Cine vrea să-mi răspundă? Ce înseamnă viața veșnică cu Domnul Iisus? Așa, când mori, ai două opțiuni. Deci fie, repet ca să se audă, fie vei fi la bine cu Dumnezeu, fie vei fi la rău fără Dumnezeu. Încearcă cineva să îmbunătățească răspunsul ăsta? Să mergi în rai. Asta e la rău, nu? Eu încă nu sunt pocăit, mai am 1 minut jumate. Deci la bine e să mergi în rai, la rău ce înseamnă? Să mergi în iad. Ce am făcut în ultimul minut este am exersat vocabularul prin care transmitem Evanghelia, dar am vorbit, asta e Evanghelia, nu? Nădejdea noastră, Evanghelia. În așa fel încât urechile unuia care n-a călcat în viața lui în biserică să înțeleagă ceva. În 85 a fost Billy Graham în România. Știți cine a fost Billy Graham, da? A fost Billy Graham în România și când a venit în România a făcut un turneu prin țară și a predicat în mai multe locuri. Din câte am înțeles, pe finalul turneului, securitatea s-a enervat pe faptul că era foarte eficient în evangelizare. Răspundea lumea, se pocăia lumea. Și au zis, ia să-l domolim puțin. Billy Graham încheia fiecare mesaj cu chemarea la pocăință. Și cum o făcea? În limba engleză. You must repent! You must repent! You must repent! Cum se traduce asta? Trebuie să te pocăiești. Dar,
Cine traduce trebuie să te pocăiești? Un pocăit, baptist sau pentecostal, spune așa. Geniul pe care au crezut cei de la securitate că îl au, a fost să îi dea un traducător preot-ortodox. Pentru că dacă dă un preot-ortodox, dintr-o dată mesajul este, am zice noi, îndoit cu apă. Și imaginați-vă scena, Billy Graham, în amvon, you must repent, you must repent, you must repent. Pocăiții din audiență, care înțelegeau limba engleză, că nu erau foarte mulți, înțelegeau limba engleză, toți stăteau cu sufletul la gură, ce mamă, ce le zice acum. Trebuie să te pocăiești, o să le zică să se pocăiască. Și începe, you must repent, you must repent. Și preotul, trebuie să faceți penitență, trebuie să faceți penitență, trebuie să faceți penitență. Pocăiții din audiență care înțelegeau limba engleză, își dau seama, ai de mine, o ratat predica. Ortodoxii care erau în audiență și nu înțelegeau limba engleză, știți ce au înțeles? Trebuie să te pocăiești. Asta au înțeles ei. Întrebare, pentru cine a venit Billy Graham în România? Pentru pocăiții din audiență sau pentru nepocăiții din audiență? Pentru nepocăiți. Dar pocăitul din noi se aștepta ca Billy Graham să le spună trebuie să mergeți la pocăiți la biserică. Și nu a spus asta. Dar asta era treaba celui care era acolo în audiență și înțelegea limba engleză. După ce zice trebuie să faceți penitență, asta zice hai să ne rugăm împreună. Să se roage împreună cu ei și să se cheme la biserică. Asta trebuia să facă pocăiții din audiență. Dar noi am fost, noroc că nu erau telefoane, că ne făceam selfie cu el acolo, cu Billy Graham. Lăsam în pace pe ăla de lângă care avea nevoie de pocăință. Asta e social media din ziua de azi. Dar observați, ce am vrut să ilustrez este faptul că trebuie să începem să traducem din română în română sau din engleză în engleză cuvintele pe care le folosim. Deci am lămurit să dați socoteală nădejdea care este noi. Dar ce aș vrea să rămânem din textul acesta este faptul că apologetica este apărarea credinței creștine, este adresată tuturor credincioșilor mântuiți și este o poruncă. Apologetica este o poruncă. Dragii mei, nu este o opțiune și nu este o recomandare. Noi trebuie să fim totdeauna gata. Din ce în ce mai pregătiți. Cultura în care trăim nu ne dă pace, nu ne lasă să fim altfel. Aristotel spune că, am citit zilele trecute, Aristotel spune că problema pe care o avem noi în ziua de astăzi este ca și problema peștelui. Peștele se află în apă și nu știe că-i ud. Vă gândiți la asta? Peștele, fiindcă tot timpul e în apă, el nu știe că-i ud. Credinciosul, fiindcă e în mediu bisericesc, nu știe că viața în afara bisericii nu e ca și în biserică. Nu știu dacă aveți problema asta. Cârnațul vi-l face fratele ăla, mergeți și cumprați de la el. E pocăit. Pâine, știu un frate care face pâine ca și în România, mergeți și cumprați de la el, că e pocăit. Plumber, instalator, e pocăit. Îl sun pe fratele să vină să-mi facă țeava în casă. Am un alt băiat care vine și îmi pune gresia, e tot pocăit. Am un alt băiat care vine și îmi face AC-ul, schimbă filtrele, e tot pocăit. Copiii mi-i duc la școală la pocăiți. Și dacă se poate să facă și liceu și facultatea. Dacă mă duc la gym, mă duc tot cu prietenii mei pocăiți. Dacă mă duc și la fotbal, mă duc tot cu prietenii mei pocăiți. Întrebare, când mai faci evangelizare? Asta e o întrebare foarte practică. Când faceți evangelizare dacă tot ce faceți e cu pocăiții? Și atunci unde aplicăm 1 Petru 3 cu 15? Unde e nevoie de sare? Unde nu e sare? Unde e nevoie de lumină? Întuneric. Dar dacă nu stă tot timpul în lumină? Observați că e un joc de cuvinte. N-aș vrea să înțelegeți, hai să plecăm toți la păcătoși. În 2015 a avut loc Ebola. Ați auzit de Ebola? A fost epidemie de Ebola în Africa Centrală. În epidemia de Ebola au fost 28.000 și ceva de cazuri.
28.000 de oameni au avut virusul de Ebola. Din 28.000 de cazuri, undeva la 15.000 și ceva au murit. Deci undeva la 50% rata de mortalitate. Ce înseamnă rata de mortalitate? Din cei care au avut virusul, unul din doi oameni moare. 50%. În epidemia de Ebola au fost trimiși mii de doctori în Africa Centrală. Din acei mii de doctori, 4.000 au luat virusul. Știți câți au murit din ei? În procente. 5%. Același virus. Același virus între oamenii needucați, nespălați, indigeni, are rată de mortalitate 5%. Între medici, rată de mortalitate 5%. De ce? E același virus, același spațiu geografic. Educația de a te păzi de boală și de a lupta de boală, cu boala. Acolo e cheia. Medicii erau educați să se păzească de ea și odată ce au, știau cum să lupte cu ea. Și acum aplicați ilustrația asta în mediul nostru pocăit. Noi duminică de duminică, joi, vineri, mâine dimineață, ce învățăm este să identificăm boala, să ne ferim de boală, să ne tratăm de boală, da? Boala e păcatul, despre asta vorbim. Dar nu să nu mergem între bolnavi. Noi suntem chemați să mergem între bolnavi ca bolnavii să se vindece și ei. Dar noi știm să ne tratăm de boala asta. Suntem, e plin de păcat în jurul nostru, dar noi știm cum să luptăm cu ea. Răspunsul e la sfințirea. Sfințindu-ne, noi suntem chemați să mergem între ei și acolo între ei să dăm răspuns la întrebările care ne se adresează. Dar dacă nu ne întreabă nimeni ce ne facem. În urmă cu 5 ani de zile ne-am mutat de la Arad la Cluj. Noi ca familie ne-am căsătorit, am avut primii doi copii la Arad. Toți prietenii mei erau la Arad, n-am avut pe nimeni la Cluj. Niște verișoare ale soției mele. Ne ducem la Cluj, am fost chemați la o biserică în Cluj și ne-am dat seama că suntem în Cluj și nu avem absolut niciun prieten nepocăit. Am găsit să închiriem o casă, erau 10 case construite de un frate și el era pentecostal. Toți vecinii care închiriaseră de la el, toți erau pocăiți. Copiii mei se jucau cu copii pocăiți, eu vorbeam cu vecini pocăiți, nici când duceam gunoi nu mă întâlneam cu nepocăiți. Tot pocăiți erau și aia. Și mi-am dat seama, măi, eu învăț pe alții cum să facă evanghelizare, dar eu nu mai fac evanghelizare. Mi-am dat seama că trecuse 2-3 luni în care eu nu mai vorbeam cu nimeni de Hristos. Altfel decât la Amvon. La Amvon e ușor. Cei care credeți că aici e greu, nu e greu, aici e ușor. Greu e între oameni, în lumea reală. Și mi-am dat seama că nu mai fac asta. Știți ce am făcut? Când copiii mei primeau invitații la grădiniță să mergi la zi de naștere la un alt copil, mă duceam cu el. Am fost la zile de naștere de copii de... Mi-a venit rău. Dar era singurul loc în care puteam să cunosc părinți nepocăiți. Și 2-3 ore cât durează acea petrecere de copii, în care mănâncă tort și sar în jurul unei mese, fiecare părinte te întreabă, dar tu cu ce te ocupi? Dar tu ce faci? Abia așteptam, dar tu cu ce te ocupi? Eu predic. Ce faci? Predic. Ce e aia? Nu știe lumea ce este aia. Și după aia, dacă vreau să fiu și un pic mai șmecher, fac apologetică. Ce e aia? Atunci cream interesul. Și să vedeți cum copiii erau în jurul tortului și eu le predicam la părinți. Dar am încercat să găsesc acele punți, unde puteam să vorbesc cu oameni nepocăiți. Vă rog frumos, încercați să găsiți și voi lucrul ăsta. Atenție, nu v-am zis să mergeți în birturi și în baruri, nu asta v-am zis. Dar căutați pe oamenii nepocăiți, fiindcă ei au nevoie de mesajul pe care doar voi îl puteți duce. Aici puteți să ziceți amin. Încă nu sunteți convinși. Hai să mergem în Fapte 17. În Fapte 17 este un text fascinant în care învățăm, ne-a uitat la Petru, acum aș vrea să ne uităm un pic la Pavel. Hai să vedem ce ne arată Pavel. În Fapte 17 ni se spune în felul următor. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic unde era o sinagogă a iudeilor. Și aici fiți atenți. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Facem o pauză scurtă și vă întreb, în cât timp se instalează în viața unui om un obicei? 3 săptămâni. Deci cam 3 săptămâni durează până dacă repeți ceva constant, în 3 săptămâni se instalează un obicei. Dacă, să zicem, ai un copil de... O învățat să citească, da? Are 6 ani în România, nu știu, în America, când învață să citească.
Dacă primele 21 de zile după ce știe să citească, în fiecare seară îl pui să citească din Biblie, a 22-a zi o va face singur. Este studiu. În 21 de zile instalezi un obicei în viața unui om. E mult mai greu să scoți obiceiul. De exemplu, în primele mele 3 săptămâni de clasa 1 am început să-mi rod unghiile. Încă îmi rod unghiile. Dar asta e altă poveste. Pavel, după obiceiul său, da, 3 săptămâni, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Unde avem noi în calendar 3 zile de sabat, una după alta? Trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. La ce se referă aici? Dacă vă zic că am venit în America și stau 3 duminici, ce înseamnă asta? 3 săptămâni. Observați că Pavel, după obiceiul său, intră în sinagogă și a vorbit cu ei din Scripturi 3 săptămâni. La aia se referă. Pavel a vorbit cu ei 3 săptămâni din Scripturi. Dar Pavel avea deja obiceiul când vine aici. Ce face Pavel? Transferă obiceiul ăsta în viața celor care veneau la biserică 3 săptămâni. Și 3 săptămâni vorbește cu ei din Scripturi. Cum vă imaginați scena? Merge Pavel în sinagogă, ce se întâmplă? Și aici aș fi curios de imaginația voastră. Se ridică în picioare sau nu se ridică în picioare când intră Pavel? La pocăiți așa se face, nu? Și erau pocăiți, nu? Dar bun, după ce intră Pavel, ce se face? Se citește sau nu din Biblie? Ce se citește, din Noul Testament sau din Vechiul? Din Vechiul, că suntem în Nou, abia aici se scrie. Și după aceea ce se întâmplă? Se așează sau nu se așează ceilalți? Dacă s-au ridicat, se așează, dacă nu, nu. Și după aceea discută. Păi n-au stat atât la predică. L-au întrerupt pe Pavel? Zice că a vorbit cu ei din Scripturi. A fost conversație. Uite că ne apropiem de realitate un pic. În greacă e cuvântul dialogato. Și dintr-o dată altfel înțelegem textul. Pavel, după obiceiul său, a mers 3 zile de sabat, 3 săptămâni, și a dialogat cu ei din Scripturi. Dintr-o dată vedem că acolo este de fapt o conversație. Acolo nu este un monolog. Ăștia nu erau nici baptiști, nici penticostali, se pare. Că nu l-ascultau pe el cum vorbește 45 de minute, ci intră în discuții. Probabil că a fost foarte aprinsă discuția. Și observați cum, practic, se naște contextul apologetic în conversație. De ce? Pentru că imediat vedem ce urmează. A conversat cu ei din Scripturi, cum? Dovedind și lămurind ce? Că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Da? Despre ce e vorba aici? Este vorba că profețiile din Vechiul Testament cu privire la Iisus Hristos s-au împlinit în persoana lui Iisus Hristos, care le-a confirmat. Trebuia să pătimească, asta s-a întâmplat, spunea Pavel, să pătimească și să învie din morți. Și acest Iisus, aici avem citat din Pavel, și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul, Mesia pe care voi îl așteptați. Și uitați-vă la rezultat. Unii din ei și o mare mulțime de greși temători de Dumnezeu și multe femei de frunte, ce au făcut? Au crezut. În urma dialogului. Nu în urma prelegerii, nu în urma predicii, ci în urma dialogului. De ce? Pentru că în dialog poți să ai cele două elemente pe care le vedem aici. Dovedind și lămurind. Cum este în engleză? Versetul 3. Explaining and proving. Asta ce e? NIV? NIV. Avem în ESV, dacă îmi aduc eu bine aminte, avem combinația reasoning and persuading. Ce avem de la reasoning? Explaining and proving. Explaining, reasoning, proving sau persuading. Reasoning de la ce vine? De la rațiune. Folosind rațiunea, mintea. Dar asta ține nu de metodă, ci de conținut. Al doilea cuvânt, proving, ține de metodă. Ce înseamnă aia? Persuading. Cum o spui? Cu pasiune, cu
convingere. Dacă aș fi stat aici 45 de minute și v-aș fi făcut un monolog fără nicio intonație, fără nicio pauză, fără nicio ilustrație, jumate erați deja afară. De ce? Pentru că trebuie să se vadă pasiunea undeva. Și asta nu e actorie ce se întâmplă aici, sperăm. Trebuie să fie viața pe care o trăiești. Asta face Pavel. Pavel care experimentase învierea lui Hristos, în viața lui, Pavel vine și arată asta într-un mod foarte direct, prin felul în care vorbește despre împlinirea profețiilor. Cum vorbim noi despre Hristos? O face cu pasiune? Sau este așa o chestiune adiacentă vieții mele? Se întâmplă joia, vinerea, duminica. Dar de luni până joi am eu treaba mea. Explaining and proving. Dar ce vedem de la Pavel aici în textul acesta este că este un obicei. Ați observat? Petru ne arată o poruncă. Fiți gata, totdeauna, pregătiți. Pavel vine și zice, este un obicei. O repet în fiecare zi. Hai să mergem și noi în cele două direcții. Să o luăm ca și poruncă, n-avem de ales, dar să devină un obicei. Aim for nothing and you'll get it, nu-i așa? Țintește să obții nimic și o să o ai. O să obții. Planificați-vă conversațiile astea. V-ați rugat pentru două nume, sper eu. Nu lăsați să rămână rugăciune. Puneți mâna și faceți ceva cu privire la asta. Intrați în conversații cu oamenii ăia. Sunt așa de multe puncte de legătură pe temele acestea. Poate mâine o să dezbatem câteva portițe pe care le avem în viețile oamenilor pe tema asta. Și aș vrea să închei cu un ultim text și luăm o pauză. 1 Ioan 1:1. Ne-am uitat la faptul că avem o poruncă, avem un obicei, dar acum aș vrea să ne uităm puțin la motivație. Și o să trec foarte repede prin textul acesta, dar aș vrea să citim împreună și tragem câteva concluzii. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, recapitulează deja, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Mă opresc aici. Observați la ce cuvinte folosește Ioan. Ce era de la început, la ce se referă? Cu privire la cuvântul vieții, la ce se referă? La Dumnezeu. Ce era de la început, ce a fost de la început? Cuvântul vieții, Logosul, la Iisus Hristos se referă, la persoana Domnului Iisus Hristos. Am privit, am văzut cu ochii noștri, am văzut, am pipăit cu mâinile noastre. Ce descrie Ioan aici? O relație strânsă și foarte personală. Am văzut, am auzit cu urechile noastre, am și pipăit, am pus mâna în rană, la aia se referă. Despre aceea vă vestim și vă mărturisim și uitați-vă ce spune. Aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Ce înseamnă că ai părtășie cu cineva? Să-ți împarți timpul. We partake something. La ce se referă? A lua parte, a împărți ceva cu încă cineva. Observați că noi între noi folosim foarte ușor cuvântul părtășie. Frate, hai cu noi la biserică să ai părtășie cu noi. Și noi știm și eu ce am zis, și el știe ce a zis, ce a înțeles. Înțelegem același lucru. Dacă ne pui pe amândoi să spunem ce am înțeles, iese cu totul diferit. Fiindcă folosim atât de des cuvântul ăsta părtășie, avem părtășie la cântare, avem părtășie în rugăciune, avem părtășie la masă, dar nu-l mai traducem, îl folosim foarte ușor. Părtășie înseamnă a avea ceva în comun cu cineva, asta înseamnă. Ca și voi să aveți părtășie cu noi, dar nu se oprește aici. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Deci, eu, Ioan, care vă scriu, am părtășie cu Iisus Hristos, am ceva în comun cu El. Și te chem să ai părtășie cu mine.
Dar dacă ai părtășie cu mine, vei avea părtășie și cu Iisus Hristos. Asta e, de fapt, invitația pe care Ioan o face aici. Și vă scriem aceste lucruri, continuă el, pentru ca bucuria să fie deplină. A cui bucurie? Observați, în limba română este bucuria voastră. Da? Bucuria voastră să fie deplină. În limba engleză, our joy may be complete. Cine a greșit, englezii sau românii? Niciunul. Cum lămurim problema? Conține Biblia greșel? Doamne ferește. Păi atunci ce avem acolo? Ori una, ori alta e greșită. Da, bun, și cine a greșit acolo? Cornilescu sau comitetul de la NIV? Vă scriu aceste lucruri, despre Iisus Hristos vă scriu, l-am văzut, l-am auzit, am pus mâna pe El și vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Bună întrebare. Era sau nu era și bucuria lui Ioan? Bun, era așa lui. Deci vă scriu aceste lucruri ca bucuria noastră să fie deplină. A noastră, a celor care scriem, că Ioan folosește la plural. Deci suntem trei care scriem. E bucuria noastră deplină că v-am scris sau e bucuria mea și a voastră că v-am scris? Prin intermediul părtășiei, că avem parte la ceva împreună, suntem și noi și voi. Ar putea să fie amândouă. Hai să vedem de unde e problema. Cornilescu traduce Biblia până în 1921. Primește manuscrise, greacă, ebraică, se uită în manuscrise și trebuie să aleagă acolo ce scrie, bucuria noastră sau bucuria voastră. Problema este că cuvântul în limba grecească, diferența între noastră și voastră este exact ca și în limba română, o singură literă. La voastră, noastră, e prima literă. N, V, voastră, sau N, noastră. Dar dacă ai primit manuscrisul și prima literă lipsește, e gaură. E așa de vechi manuscrisul, e gaură acolo. Ce faci? O iei din context. Cum ar avea sens propoziția? Ei bine, are sens în ambele feluri. Cornilescu zice, nicio problemă, eu știu limba franceză. Se uită în manuscrisele franțuzești. Punem ce au spus francezii. Bucuria voastră să fie deplină. Dar vine anul 1947, se descoperă manuscrisele de la Marea Moartă și apare un nou manuscris din 1 Ioan 1. Și nu-i mai gaură pe prima literă. Și apare bucuria noastră să fie deplină. Da. De ce mă interesează? De ce am trecut pe aici? Unu, ca să vedeți ce interesantă e istoria și ce interesant e să citești fiecare cuvânt din Biblie. Nu treci așa la grupaj. Dar faceți un exercițiu cu mine. Câți dintre voi știți că sunteți mântuiți? Mâna sus. Câți dintre voi, țineți mâna sus, dacă ați condus vreodată pe cineva la Hristos, păstrați mâna sus, dacă nu lăsați-o jos. Deci, dacă ai condus pe cineva la Hristos, ține mâna sus. Întrebare. Dacă pui în balanță bucuria pe care ai avut-o când tu te-ai pocăit, cu bucuria pe care ai avut-o când ai condus pe cineva la pocăință. Ia gândește-te la intensitate. Știți ce-i farmec, care-i farmecul aici? Că doar cel care le a experimentat ambele poate să răspundă la întrebare. Bucuria aia mântuirii pe care am experimentat-o odată și rămâne în viața mea toată viața, a avut loc odată și acolo intensitatea. Bucuria aia a conducerii altcuiva la mântuire se repetă. Și mi se pare că e din ce în ce mai bună. E ca efectul ăla al adrenalinei. Odată ce l-ai gustat, mai vrei. Dar știți care e paradoxul? Că dacă nu l-ai gustat, habar n-ai despre ce vorbim.
De aceea textul ăsta, pentru cei care n-ați condus pe nimeni la Hristos, nu prea are sens. Vă scriem aceste lucruri ca bucuria noastră, celor care vă scriem, să fie de plină. Dacă niciodată n-ai scris nimănui despre bucuria ta, nu prea înțelegi tu ce e aici. Și aș încheia cu provocarea asta. Încearcă să aplici textul ăsta la viața ta ca să îl înțelegi pe deplin, conducând pe cineva la Hristos. Și după aceea vei pune în balanță bucuria aia pe care o ai, pe care n-am cum să ți-o explic, fiindcă nu știu să o descriu. Dacă când stai pe genunchi tu cu fratele, cu sora, cu colegul de bancă și îl conduci la Hristos și îl vezi pe el că se moaie în lacrimi, nu mai știe cum să se oprească din plâns și plânsul ăla al pocăinței, și tu începi și plângi, de plânsul bucuriei. Și bucuria aia pe care o ai tu o depășește pe bucuria lui, aia pocăinței. Nu pot să vă explic mai mult. Nu pot decât să vă stârnesc să experimentați asta. Luăm o pauză de 5 minute, dar dacă ne ajut, cântăm o cântare și mai luăm cu jumătate de oră să trecem puțin prin dovezile faptului că Dumnezeu există. Da? Bun. Hai să ne vedem în 5 minute. Domnul meu, mă cred în tine.
stânca mea și ajutorul meu, Domnul meu, te am numai pe tine. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al tău. Domnul meu, mă cred în tine. Tu ești stânca mea și ajutorul meu, Domnul meu, te am numai pe tine. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al tău. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al tău. Ești al meu și eu sunt tot al doi. Fraților, surorilor, haideți să pornim la drum. Promit să nu vă țin peste ce v-ați plănuit, cu mult. Aș vrea să trecem de partea asta introductivă. Dacă vi s-a părut că a fost greu, stați să vedeți ce urmează. Dar aș vrea să facem puțină conversație și aș vrea foarte tare să vă aud și pe voi vorbind mai mult în seara asta. Pentru următoarele 40 de minute, aș vrea să ne uităm la faptul, la argumente pentru existența lui Dumnezeu. Hai să vedem, în primul rând, o diferență importantă. Una este calea de a-L cunoaște pe Dumnezeu și alta este argumentul de a înțelege că El există. În două lucruri diferite. Hai să vedem prima parte. Căi de a-L cunoaște pe Dumnezeu. În ce fel poți să-L cunoști pe Dumnezeu? Experiența personală, da? Citirea Bibliei, altă cale? Creație? Cine a zis creație?
creație, mulțumesc. Altcineva. Tot ce trebuie să faceți este să vă gândiți la cum v-ați pocăi voi. Și dacă analizați cum ați ajuns voi la credința Dumnezeu, identificați calea. La mulți dintre noi, poftim? Conversații, da? Ce înseamnă aia? Înseamnă că prin mărturia cuiva vorbită ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu. Deci a fost calea de a-L cunoaște, a fost mărturia cuiva. Calea de a-L cunoaște a fost creația, mă uit la natură, mă uit la lume, mă uit la cum funcționează. O altă cale este experiența personală, că e un vis, că e o întâmplare care nu poate fi decât minune și tu pui acolo la categorii minune, Dumnezeu mi-a vorbit, că este un accident din care tu scapi nevătămat când puteai să fii mort. Astea sunt experiențe personale. Biblia. Te pui și citești Biblia ca pe oricare altă carte și în timp ce o citești zici, nu se poate să nu existe Dumnezeu. Și ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu. Alte căi. Evanghelizare. Cineva vine și te ia de la punctul A, te duce la punctul B și în procesul ăsta tu ai decis să-L urmezi pe Hristos. Altcineva. Supranatural. Dă un exemplu. O vindecare. Hai să vedem. Faptul că sunt vindecat. Ce element trebuie să mai fie acolo ca ceva supranatural să fie, să mă ducă spre Hristos? Suferință. Foarte interesant. Elementul suferinței deschide porii. Altfel ești pregătit să înțelegi. Și mai există ceva ce ar trebui să fie acolo. Rugăciunea. Poate nici măcar n-ai spune că e rugăciune. Este o cerere de ajutor. Tu nu știi că te rogi. Doamne, dacă existi, acum e momentul să-mi arăți. Că mâine mor, dacă nu. De ceva supranatural se întâmplă. De exemplu, în echipa noastră, la Ravi Zacharias, avem câțiva colegi care sunt în Orientul Mijlociu. În țări arabe. Din zona aceea a lumii, vin cele mai multe mărturii credibile de minuni similare cu Noul Testament. Până la învieri din morți. Dar știți care este semnul că minunea a fost minune? Aproape fără excepție, cel care experimentează minunea se pocăiește și împreună cu el și casa lui. Unde mai vedem asta în Scriptură? Și el și casa lui. Ce dovadă mai clară a faptului că minunea aia este de la Dumnezeu decât să vezi că exact tiparul din Noul Testament? Întrebare, de ce se întâmplă acolo și nu se întâmplă aici? Probabil că e mai multă suferință acolo. Pot să dau eu o încercare de răspuns. Pentru că acolo nu este Biblie. Oamenii aia n-au văzut în viața lor o Biblie. Și totuși Dumnezeu știe să se descopere lor fără Biblie. Cine n-a văzut în viața lui o Biblie și totuși s-a pocăit? Pavel. Dumnezeu vrea să se descopere și are el metodele lui. Dar aici, România, Europa, America, Biblia, oriunde, la un clic distanță, nu trebuie decât să o citești. Nu știu dacă Dumnezeu va îngădui o vreme când lumea, așa cum o știm noi, cultura noastră, va avea nevoie de minuni ca să mai vină la credință. Dar deocamdată avem libertate. Nu avem minuni, avem libertate. Nu prea știm cum să o folosim, dar o avem. Alte căi. Mai sunt câteva. Ia gândiți-vă la următorul lucru. Biserica. Este o cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu sau nu? Cine stă pe gânduri? La sfârșit mergem în biroul la fratele Luigi, dacă nu sunteți convinși. Că biserica este o cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Biserica ar trebui să fie cea mai clară cale că Dumnezeu există. De ce? Fiindcă 2000 de ani trecută prin toate ciururile posibile ale istoriei,
când regimuri totalitare au încercat să o astupe și totuși biserica există. De ce? Observați cum biserica, istoria bisericii, poate să fie o cale a venirii la credința în Dumnezeu. Dacă mă uit în istorie, nu pot să nu mă pun întrebarea cum de-a reușit să reziste 2000 de ani. Uitați-vă la maiași, asteci, Mexic. De ce nu mai există? Uitați-vă la orice altă religie din lume. De ce nu mai există? E foarte interesantă întrebare. Și dacă stai să te gândești la ea și o studiezi, te duce mai aproape de Dumnezeu. Altă cale. Gândiți-vă la artă. Mă refer la arta serioasă, nu două mâzgâleli pe un tablou. N-ai cum să nu te gândești ceva trebuie să fie pus în om de poate să reflecte atât de clar niște lucruri mărețe din natură. Alte căi. Mai aveți în minte vreo cale? Muzica. De ce muzica? Uitați contemporary Christian music pentru două minute și gândiți-vă la o simfonie. Când un om cu o minte reușește să creeze o capodoperă, gen orice vreți voi de la Beethoven, nu poți să nu te gândești, Dumnezeu trebuie să fi pus ceva în om. Nu se întâmplă din greșeală treaba asta. Observați, astea sunt căi. Te duci, studiezi o anumită parte din istorie, te duci, citești Biblia, te uiți la natură, la stele și începi să cauți, să vezi de ce. De ce? Întrebarea este de ce. Nu cum, știința răspunde la cum. Filozofia și teologia răspunde la de ce. E o foarte mare diferență. Știința răspunde la cum se întâmplă și teologia, filozofia răspund la de ce se întâmplă acele lucruri. Să nu uităm, lumea zice că știința și religia sunt în conflict. Nu sunt în conflict. Ele răspund la întrebări diferite. Biblia nu este nici manual de istorie, nici manual de fizică. Biblia este un manual de teologie. Ne învață de ce Dumnezeu face lucrurile acelea. Că în anumite locuri vedem și cum, asta e bonus. Dar Biblia ne răspunde la de ce. De ce e lumea așa cum e? Răspunsul e la păcat. Cum a ajuns? Știința vine și răspunde. Păi, dereglările din natură, cu tremure, boli. Asta vine știința și ne lămurește. E foarte ușor. Dar teologia ne răspunde de ce a ajuns așa. E foarte... Dacă pui întrebările potrivite, ajungi la răspunsurile corecte. Problema este că noi nu știm ca și cultură să punem întrebările potrivite. Vis-a-vis de întrebări, aș vrea să vă duc înapoi în Scriptură la două întâmplări. Și după aceea mergem la argumente pentru existența lui Dumnezeu. Mâine o să fim și mai proaspeți, o să avem timp să răspundem un pic mai mult la ele. Dar vreau să vă duc la două exemple de întrebări bine puse. Hai să ne uităm la Domnul Iisus. Luca 18 cu 18. Încerc scuze, trebuia asta să facem înainte de exemplele cu Dumnezeu. Dar Luca 18 cu 18 și Luca 20 cu 20 sunt două exemple clasice de felul în care trebuie să punem întrebări. Luca 18 cu 18. Un fruntaș l-a întrebat pe Iisus, bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Care este răspunsul corect la întrebarea asta? Fratele Luigi, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Nu, răspunsul corect, nu al fruntașului. Eu intru în alea două minute de nepocăință și vă întreb, fratele Luigi, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Crede în Iisus, primul pas, și pocăiește de păcatele tale, pasul al doilea. Clar, ca lumina zilei, nimeni nu mai pune întrebări suplimentare. Cum mă pocăiesc? Ce înseamnă să mă pocăiesc? Asta e partea a doua, da? Dar crede, e primul pas și pocăiește al doilea pas. De la inventarea Scripturii până în ziua de astăzi, răspunsul ăsta e corect și rămâne corect. Cum răspunde Iisus?
De ce mă numești bun? De ce întreabă Iisus întrebarea asta? Exista prima condiție, probabil, da? Acest fruntaș credea, dar ce lipsea? Pocăința. Dar dacă el credea altceva? Bun, crezi că sunt Dumnezeu. Deci asta e legal de credință. Dar hai să mai mergem într-o direcție. Accentez un cuvânt, da? Bunul învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? To do. El nu întreabă ce trebuie să cred, ci ce trebuie să fac, pe ce să pun mâna. Ia gândiți-vă un pic la ortodoxia noastră românească. Ce ne aduce nouă mântuirea? Faptele. Nu-i interesant? Și evreii ortodoxi cam tot în direcția aia merg. Fapte, fapte, fapte. Ce să fac? Pe ce să mai pun mâna? Unde să dau bani? Cine să mă vadă când dau bani? Ce biserică să mai construiesc? Ce statuie? Ce tablou? Ce altar să mai fac? Și dintr-o dată Iisus știe lucrul ăsta. De ce mă numești bun? De ce? Ce vrea să facă fruntașul ăsta era să se identifice pe sine cu Iisus. Dacă Iisus este bun și eu sunt bun, bunătatea îmi duce în cer. Nu bunătatea duce în cer. Există unul singur, Dumnezeu, și tu nu ești la. Observați o întrebare bine pusă, cum îl face pe omul ăsta să gândească. Acum întoarceți-vă în Luca 20 cu 20. Mi se pare că Luca 20 cu 20 este exemplu de manual să ajungi la inima omului. Uitați-vă aici. Și uitați-vă la câte indicii avem în text. Au început să pândească pe Iisus. Care-i scopul? Pânda. Ce înseamnă pânda? Vreau să văd în engleză cum e. So they watched him. And sent spies, da? Au început să pândească pe Iisus, au trimis niște iscoditori. Ce înseamnă iscoditori? Oameni care iscodesc, pun întrebări, pun capcane, încearcă să studieze lucrurile, da? Care se prefăceau că sunt neprihăniți, deci nu erau neprihăniți, ei se prefăceau. Și observați deja câte elemente avem care ne dau indicii că ce urmează să se întâmple nu-i bine. Ca să-l prindă cu vorba, deci au pus o capcană la Domnul Iisus, și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii Legătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat, învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Și cum urmează întrebarea, se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Ce opțiuni de răspuns ai? Should we pay taxes or not? E da sau nu? Na bun, dacă zicea Iisus da, plătim bir cezarului, ce se întâmpla? Unu, demonstra că de partea romanilor și atunci își pierdea orice urmaș evreu. Ce mai demonstra? Că n-are nicio autoritate, ai venit să fii regele iudeilor. Pe cum să fii rege dacă tu plătești bir cezarului? Da? Deci își pierdea orice fel de autoritate. Dacă zicea nu, să nu plătim bir cezarului, ce se întâmpla? Romanii. Păi ce facem aici? Răscoală? Și luau romanii în primire. Uitați-vă aici. Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns, pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Opriți-vă aici. Unde mai apare cuvântul chip în Biblie? Geneza. Deci, ați observat ce repede vine răspunsul? Pentru că în primele capitole din Geneza vedem cuvântul chip pentru prima oară și un răspuns e un cuvânt rar. Nu folosim în fiecare zi chip. Vai ce chip frumos ai. Nu zicem asta. Deci e un cuvânt rar care rămâne adânc întipărit în minte, dar rămâne întipărit și în mintea ta
teologică, fiindcă l-ai văzut în Geneza. Și acolo în Geneza, fiecare evreu din clasa întâi, în ghilimele, când începe să învețe limba ebraică corect, gramatical, de unde începe? Geneza. De aceea pentru el cuvântul chip este bine, bine, bine întipărit în minte. Și vine atașat cu propoziția în care apare cuvântul. Și acum o să facem un exercițiu care o să aibă sens pentru cei care ați făcut măcar clasa întâi în limba română, în România. Dacă nu, nu o să aibă sens. Și fiți atenți, eu încep o propoziție și voi o încheiați. Putem să facem asta? Fiți atenți aici. Eu încep propoziția, voi o încheiați. Ana are mere. Acum, copilul educat în America se întreabă de ce are Ana mere și de ce râd ăștia care au zis mere. Nu vi se pare interesant? Dintre toate propozițiile astea din lume și orice fruct posibil din lumea asta, Ana are tocmai mere. De ce? Hai să lămurim pe cei care nu știu despre ce e vorba. Pentru că în mintea elevului român de clasa 1, când înveți să scrii, în ce ordine înveți literele? Nu înveți A, B, C, D, ci în România înveți A, N, M, R și E. De ce? Din A și N poți să scrii primul cuvânt, nume, Ana. Dacă mai pui și M-ul, poți să faci mama. Deci avem trei litere, până acum am învățat să scriem trei litere, dar știm să facem două cuvinte, Ana și mama. Dacă pui R, faci A, R. A, Ana are mere. Prima ta propoziție din viața ta de copil este Ana are mere. E singura poziție pe care poți să o scrii în limba română. Și atunci orice elev care a făcut în limba română clasa 1 în România știe că Ana are mere, nimic altceva. Mere are Ana. Bun, și acum duceți-vă în Israel, secolul 1, clasa 1. Chipul vine la pachet cu ce? Dacă merele vin cu Ana, chipul cu ce vine? Cu Dumnezeu. Haideți să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci dacă noi am făcut click instantaneu la Ana are mere, evreul când aude chip, instantaneu face la Dumnezeu. De ce? Fiindcă noi, creația, suntem după chipul și asemănarea Lui. Asta merge în mintea evreului din secolul I. Și acum citim mai departe textul. Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Dar evreul deja se gândește la chipul lui Dumnezeu. Atunci le-a zis el, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Despre ce o fi vorba aici? Ce să dăm lui Dumnezeu? Chipul. Deci dacă chipul lui Dumnezeu este noi, că el nu spune asta aici. Asta e mintea lor. Toți au făcut pașii ca să ajungă la concluzia asta. Deci dacă chipul e pe ban, dați banul, banul căruia vedeți chipul, dar chipul ăsta, cui îl dăm? Eu așa predică de evangelizare, cum văd aici rostită de Domnul Iisus, n-am văzut în viața mea. Fără să zică mare lucru. Putem să învățăm de la el? Aici puteți să ziceți amin. Uitați-vă câtă tactică, eleganță, cum merge de la o capcană, găsește direcția fix la inimă. Voi vreți să mă prindeți cu chestii de astea ieftine, bani, taxe? Hai să mergem la inimă, că acolo e problema. The heart of the problem is the problem of the heart. Nu-i așa? Aia e problema, inima. Și Iisus ne arată atât de clar cum poți să ajungi la inimă. Pe mine mă fascinează textul ăsta. Cred că e cea mai frumoasă conversație pe care o vezi în Noul Testament, pe care Iisus o are cu cineva. Pentru că arată inteligență. Arată cultură. Merge exact în cultura lor. Ăsta e modelul pe care cred că aș vrea să-l urmez.
De unde am pornit aici? Am pornit de la a pune întrebări bune. Dar de a le folosi cu cap. De a încerca să mergem la inima omului. Și acum hai să mergem înapoi la argumente pentru existența lui Dumnezeu. Ne-am uitat la căi, da? Ne-am uitat la căi. Natură, muzică, artă, mărturii, supranatural, scriptură. Și dacă ne uităm la toate căile acestea, vom crea argumente. Argumentele sunt folosite în logică. Da? Ați făcut logic la școală? Cei care ați făcut-o în România ați chiulit sau ați făcut matematică în timpul orei de logică. Că așa se face. Logică, economie, educație civică, alea sunt orar. Dar noi facem matematică, că din aia se dă bacul. Bun, dar asta e problema noastră, celor care am trăit în România. Argumentele sunt folosite în felul următor, sunt construite în felul următor. Ai două premise, da, două afirmații, premisa 1, 2, și dacă ambele premise sunt corecte, urmează o concluzie corectă. Deci concluzia follows direct. Acolo nu trebuie tu să o creezi. Ea vine simplu, dar premisele trebuie să fie corecte. Vă dau un exemplu. Toți oamenii au două picioare. General corect, da? Toți oamenii sănătoși au două picioare. Eu am două picioare. Ce înseamnă? Care e concluzia? Unu. Avem două concluzii aici. Că sunt sănătos sau că sunt om. Sau avem o concluzie tot corectă. Eu sunt un om sănătos. Da? Și atunci, pentru ca concluzia să fie corectă, eu trebuie să demonstrez că cele două premise sunt corecte. Toți oamenii sănătoși au două picioare. Atunci, fac un studiu pe toți oamenii din lumea asta, mă uit la starea lor de sănătate, toți au două picioare, bun, corect. Eu am două picioare. Ca să dovedesc că premisa asta e corectă, vă uitați la mine, am două picioare, corect. Concluzia va fi corectă. Hai să mergem la un exercițiu. Tot ce are un început, are o cauză. Tot ce are un început, are o cauză. Asta e o premisă. A doua premisă, universul a avut un început. Concluzia înseamnă că universul are o cauză. Ce am construit împreună acum se numește argumentul cosmologic. Și argumentul cosmologic se uită la cosmos, adică la univers, studiază universul și după ce îl studiază, merge în felul următor și zice, tot ce are un început are o cauză. Ăsta este un principiu filozofic sau matematic. De unde vrei tu poți să pornești, tot la concluzia asta ajungi. Tot ce are un început are o cauză. Universul, ăsta este un argument ce ține de știință, a avut un început. Și nimeni nu o să te contrazică. Și atunci concluzia la care ajungi este că universul are o cauză. Se numește argumentul pentru Dumnezeu din cosmos. Sau argumentul cosmologic pentru existența lui Dumnezeu. Ce am demonstrat? Că universul are o cauză. N-am demonstrat că Dumnezeu există. Eu nu cred că noi putem să demonstrăm matematic că Dumnezeu există. Dar ce putem demonstra este că a avut o cauză, universul ăsta. Dați-mi voie să vă dau două exemple. Tot ce are un început are o cauză. De exemplu, dacă mă duc acasă, mă pun pe canapea și începe și plouă afară. Care este cauza faptului că plouă afară? A început să plouă. Care e cauza? Nu-i întrebare capcană. Asta e de la circuitul apei natură. A fost o zi foarte călduroasă, multă apă s-a evaporat în atmosferă, norii se plimbă, întâlnesc un front de aer rece și cade apa. Cauza ploii de afară este frontul atmosferic care s-a întâlnit cu norul. E știință. Deci tot ce a început are o cauză. Scuze. Tot ce a început are o cauză. A început să plouă, cauza este... Am văzut, am identificat-o. La fel putem să ducem la fiecare exemplu din natură și vom vedea că există o cauză. Vă dau un exemplu. Matematic. Și ăsta l-am găsit, vi-l citesc. Știți că noi avem la matematică infinit.
semnul la 8 pe o dungă. Minus infinit, plus infinit. E bine, ca să vezi că tot ce are un început are o cauză, doar trebuie să te uiți la infinit. Să vezi că nu poți să faci exerciții de matematică în realitate cu infinitul. Pe hârtie merge, dar nu în realitate. Vă dau un exemplu. Să presupunem că am o mulțime infinită de bile și vreau să-ți dau câteva. Urmăriți-vă. Dar să spunem că nu vreau să ți le dau pe toate, să presupunem că vreau să ți le dau pe toate. Așa că am o infinitate de bile și îți dau ție un infinit de bile. Câte îmi rămân mie? Ți le-am dat pe toate. Niciuna. Deci infinit minus infinit egal zero. Bun. Dar să presupunem că nu vreau să ți le dau pe toate, ci ți le dau doar pe cele cu număr impar. Câte bile cu număr impar avem? Nu? Un infinit. Numărăm până la infinit. Infinit minus infinit, câte rămân acum dacă ți le-am dat pe alea cu număr impar? Mie ce-mi rămâne? Alea cu număr par. Tot un infinit. No, avem o problemă. Că la primul exercițiu am făcut infinit minus infinit egal 0, la al doilea exercițiu am făcut infinit minus infinit egal infinit. Vă mai dau un exemplu. Să presupunem că îți dau toate bilele de la numărul 4 în continuare. Câte bile sunt? De la 4 încolo. Un infinit. Și mie câte rămân? 3. Cam bila 1, 2 și 3. Deci, de 3 ori am făcut infinit minus infinit, odată mi-a dat 0, odată mi-a dat infinit și odată mi-a dat 3. De ce? Am luat exercițiul ăsta de la un matematician ca să nu dați vina pe mine. Deci, dacă el a greșit, am greșit-o și eu. Problema este că infinitul nu se aplică în realitate. Infinitul este un concept matematic și filozofic, dar nu merge în realitate. Ce îmi spune asta? Că nu pot să mă uit la creație, la infinit. Undeva trebuie să fi început. Nu pot să mă duc să mă uit la univers și să zic, el a fost dintotdeauna. Undeva trebuia să fi început. Dacă are un început, are o cauză. Concluzia este că indiferent că e Big Bang, că e creaționism, că e evoluționism, există o cauză. Asta e concluzia noastră, corectă. Că după aceea intrăm noi și dezbatem care e cauza, cum arată, cum s-a ajuns aici, asta e partea a doua. Dar concluzia noastră că universul are o cauză. De ce este important? Este important pentru că cauza poate fi descrisă. Gândiți-vă un pic. Cât știm noi cu mintea noastră limitată despre universul ăsta? Dacă universul ăsta are o cauză, cum arată cauza? Cum o putem descrie? E puternică, mai puțin puternică, deșteaptă, limitată, definită de spațiu și timp, este în afara spațiului și timpului. Ce putem să descriem despre el? Ia, cauza asta. Vă ajut? Categoric. Cauza trebuie să fie în afara universului, mai deșteaptă, mai inteligentă, mai puternică decât ceea ce a creat. Creatorul întotdeauna este peste creație. Bun. Dacă efectul finit vine de la o cauză în afara timpului, poate fi obținut doar pentru alegere. Înseamnă că cauza asta a ales să creeze. Dacă a ales, înseamnă că este și personală. Alegerea aduce personalitate. Și deja avem niște caracteristici. Cauza asta primară, că așa se numește, cauza first cause, cauza primară are niște caracteristici. E foarte puternică, în afara spațiului, în afara timpului, inteligentă, personală. Și putem să ne oprim aici. Ăsta este argumentul cosmologic și am ajuns până aici. Luăm următorul argument, teleologic. Argumentul teleologic vine de la grecescul telos, care înseamnă design, argumentul din design. Și argumentul design, din design se uită la faptul că lumea asta, așa cum există ea, trebuie să fie avut un designer, un arhitect. Și atunci, la primul argument, ne-am uitat la am obținut o forță nucleară, am obținut o forță primară, cauză primară, cauză, da? La al doilea argument, obținem un arhitect. Ne uităm la lucrurile care există în lume, așa cum există, și nu putem decât să tragem concluzia că cineva trebuie să fi gândit lucrurile astea.
Ele nu pot din senin să existe cum există. Și știința ne ajută foarte mult aici. De ce? Pentru că avem câteva constante antropice. Constantă antropică înseamnă constantele care fac ca viața omului să existe pe pământ. Să fie posibilă. Antropic vine de la antropos, care înseamnă om. Și există niște constante, niște legi fizice care nu se schimbă deloc și nu s-au schimbat niciodată, în așa fel încât viața să fie posibilă. Vă dau trei exemple, sunt mai multe. Dacă vreți să citiți mai mult pe tema asta, citiți Alistair McGrath, A Fine-Tuned Universe. Fine-tuned înseamnă reglaj fin. Și el zice, există un reglaj foarte fin, mai multe legi care se potrivesc în așa fel încât viața să existe. Și trei sunt de menționat. Nivelul de oxigen. Cine știe cât oxigen avem în atmosferă? În procente se răspunde la asta. 21. Dacă aveam 28, ce se întâmpla? Metabolismul prea rapid. Dacă aveam 35, ce întreține oxigenul pe lângă viață? Arderea. Prea mult oxigen în atmosferă ducea la incendii spontane. Dacă era mai puțin oxigen, 10%, câți oameni trăiesc cu 10% oxigen? Niciunul. Observați că există constanta asta antropică, numărul 1, nivelul de oxigen, care nu se schimbă deloc și face posibilă viața pe Pământ. O altă constantă antropică se numește rata de expansiune a Universului. Este viteza cu care Universul se dezvoltă. O altă constantă antropică este forța nucleară tare. Este forța care nuclei atomii stau împreună. Vă fac o ilustrație. Gândiți-vă când faceți un bulgăr de zăpadă. Da? Bulgărul de zăpadă, când îl arunci, se dezintegrează, nu? În funcție de cât de tare l-ai strâns. Dacă îl strângi prea puțin, forța nucleară tare e forța care îl ține împreună. Devine piatră. Tu trebuie să strângi suficient să stea împreună, dar nu prea tare. Dacă l-ai strâns prea puțin și l-ai aruncat, el se dezintegrează. Ai rata de expansiune a bulgărului. Înțelegeți? L-ai luat, l-ai aruncat, el se extinde. Ai rata de expansiune. Forța nucleară tare e cea care îl ține împreună. Bun, astea două rate țin Pământul împreună. Pământul, la rata de expansiune a Universului, dacă era prea mare viteza de expansiune, se dezintegra, ca un bulgăr, Pământul. Dar el totuși stă împreună, nu se dezintegrează. Și totuși nu-i zdrobit Pământul să stea împreună. El lasă viața să existe. Dar astea trei constante sunt așa de bine reglate, încât dacă cu 10 la puterea 39, schimbi una din ratele astea, nu mai există viață pe Pământ. Cine a reglat aceste reglaje? Șansa? E la întâmplare? Nu poți decât să concluzionezi că trebuie să fi fost un arhitect. Un designer. Deci argumentul ăsta teleologic mă duce până la faptul că există un designer. N-am zis că există Dumnezeu. Dar din nou, trebuie să descriem designerul. Dacă descriem designerul, vom vedea că și el are câteva caracteristici. Vă citesc o ilustrație pe care o folosește Ravi Zacharias. Ați auzit de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes călătorește cu Watson, mănâncă bine într-o seară la cină, după aia se culcă. Se culcă și se trezește la un moment dat Sherlock Holmes. Watson, spune el, uită-te la cer și spune-mi ce vezi. Văd milioane de stele, zice Watson. Și ce spuneți lucrul acesta, întreabă Holmes. Watson meditează puțin și apoi spune, astronomic îmi spune că există milioane de galaxii, probabil miliarde de planete. Astrologic observ că Saturn este în leu. Orologic deduc că timpul e aproximativ 3:15 dimineața. Teologic pot să văd că Dumnezeu este tot puternic și că noi suntem mici și fără semnătate. Meteorologic, cred că mâine va fi senin. Dar ție, domnule Holmes, ce spune? Watson, ne-o fura cortul! Indiciile sunt prezente să tragi concluzia corectă. Problema este că nu vedem indiciile.
Noi nu vedem că lipsește cortul. Nu vedem ce-i evident. Știi, nu vezi pădurea de copaci. Avem așa de multe argumente pentru faptul că Dumnezeu există, dar nu vedem dovezile de lângă noi, fiindcă noi preferăm să vedem dincolo de ele. De ce? Pentru că există o motivație. Și motivația vine la următorul argument. Argumentul moral pentru existența lui Dumnezeu. Argumentul moral e foarte ușor de gândit și mâine vă dau al patrulea argument, care e cel mai fain. Argumentul moral spune că în lumea asta există bine și rău. Dar dacă există bine și rău, ce trebuie să existe? Trebuie să existe un standard după care judeci ce e bine și rău. Dacă există un standard, înseamnă că există o lege. Dar dacă există o lege, înseamnă că există un legiuitor. Observați, tot e logic și filozofic. Ca să existe bine și rău, trebuie să existe un standard. Ca să existe un standard, ăla trebuie să-l facă cineva, adică legiuitorul. Deci, ce am avut până acum? Cauză primară, arhitect, acum avem și legiuitor. Și legiuitorul are ceva în plus față de ceilalți doi, și anume legea morală. Vrea binele. Și acum, strângeți toate caracteristicile de la primul exemplu, cu al doilea exemplu și cu al treilea exemplu și puneți-le pe toate. Faceți acasă exercițiul ăsta. Și după ce pui toate caracteristicile acestei cauze primare, arhitect, designer, legiuitor, și descrii ce ai obținut, uită-te în toate religiile lumii și vezi care Dumnezeu, zeu, vietate, se potrivește cel mai bine. Care ziceți voi că se potrivește? Dumnezeu. Știți care se mai potrivește? Că se mai potrivește unul. Allah. Și El se potrivește. Conform Coranului se potrivește. Cu o singură excepție. Există o singură portiță unde Allah nu intră. Personal. Allah nu este un Dumnezeu personal. Allah nu caută relația cu creația Lui. Când te duci și faci evanghelizare cu un musulman și îi spui că Dumnezeu a vrut să moară pentru el, după ce explici argumentul ăsta, e singurul care stă în picioare pentru el, care îl face să simtă ceva. Restul seamănă cu Allah. Dar Dumnezeul creștinilor este singurul Dumnezeu care vrea relația cu tine și pentru asta plătește cel mai mare preț. Aici e cheia, la inima unui musulman. Și aici este locul în care argumentele acestea arată spre Dumnezeu și nu spre Allah. Știți ce am făcut în ultimele 40 de minute? Un maraton prin logică, filozofie și știință. Toate trei le-ați făcut la școală și v-ați gândit, abia aștept să scap de examenul ăsta. Și acum vă spun sincer că eu mă înfurii pe mine că nu știu să folosesc toate argumentele astea pe care le puteam învăța la fizică. Atunci când stau față în față cu un ateu care știe fizică. Știți ce e în joc? Mântuirea acelui ateu. Că eu am fost comod la mate și la fizică. De aia. De aia vă implor, puneți mâna și citiți, învățați, tinerilor. Timpul pe care l-aveți acum liber, nu o să mai aveți în veci. Deci abia aștept să scap de școală sau mai mult timp liber. Ce ai zis? Stai să vezi. Ce am făcut în seara asta, am folosit Scriptura, am definit apologetica și am dat exemplu în argumente pentru existența lui Dumnezeu. Mâine începem cu un argument pe care îl puteți folosi cel mai ușor, fiindcă cel mai aproape de realitate. Argumentul pentru existența lui Dumnezeu din dorință. Dorințele omului pot să arate că Dumnezeu există. Știți că ați auzit prin predici pe evanghelizări că Dumnezeu a lăsat în inima omului un gol în care nu se potrivește decât o singură formă, Dumnezeu. Argumentul ăsta e vechi de când lumea, are vreo 1700 de ani mai exact, e mai vechi de la Pascal și Pascal l-a folosit de la altcineva. Și argumentul ăsta, de fapt, se leagă de dorințele omului. E bine, dorințele omului pot să arate că Dumnezeu există, dar cu asta începe mâine. Ne uităm la argumentul acesta, ne uităm la faptul că Biblia e adevărată, ne uităm la
de ce există suferință și dacă ne mai rămâne timp, luăm întrebări sau ne uităm puțin la cultură. Care e relația dintre credincios și cultura în care trăiește? Aș vrea să închei aici. Vreau să vă prezint, am adus cu mine câteva cărți, întotdeauna călătoresc cu cărți la mine pentru că noi le traducem, le tipărim. Alistair McGrath, Apologetica pur și simplu, este manualul pe care noi îl folosim la Oxford și peste tot în lume ca să predăm apologetică. E foarte ușor de citit, foarte frumos, n-are poze, deci nu e așa de entertainment. Dar vă rog frumos, luați-o, răsfăiți-o, dacă vă convine, cumpărați-o, ne ajută și pe noi în România fondurile pe care le strângem așa. Și ultima carte pe care am tipărit-o în limba română este cartea lui Ravi Zacharias, Iisus între Dumnezeii seculari. Știți că este o carte, Jesus Among Other Gods, unde se uită la alte religii, dar asta este recentă, anul trecut a fost scrisă în engleză, Iisus între Dumnezeii seculari. Și se uită la ceea ce cultura seculară din America vă învață. Asta e o carte pentru voi. Am pus câteva la ieșire, $10 orice carte, mai am câteva în mașină, m-aș bucura dacă le luați. Domnul să vă folosească la ce vrea să vă folosească și să vă răspundă la rugăciunea pe care ați pus-o la început. Amin? Amin. Fratele Luigi, încheiați. Dragii mei, o să încheiem în câteva clipe. Lucrul pe care vreau să vi-l spun este că am percepția, cred că și dumneavoastră o aveți, că ne aflăm într-un loc foarte larg pe care nu îl prea putem înțelege și cuprinde. Locul ăsta este Dumnezeu. Când am fost la facultate, profesorul meu de Noul Testament îmi spunea că înainte să se pocăiască, a făcut o facultate laică și a avut acolo un coleg care era profesor de matematică și în prietenia lui cu profesorul meu care era convertit, i-a spus în timp ce îl evangheliza că el nu crede în Dumnezeu decât dacă Dumnezeu îi se descoperă în conceptul matematic, în interiorul științei matematice. Și omul acela într-o zi s-a pocăit, spunând, recunoscând că Dumnezeu i s-a descoperit la nivelul lui profesional. În seara asta sunt sigur că nivelul în care a fost prezentat cel puțin unele părți ale prezentării ne-a enervat, în sensul că a fost puțin cam înalt și e foarte greu să te urci dacă n-ai putere. Ceea ce vreau să vă spun că atunci când încerci să-L prezinți pe Dumnezeu, uneori ieși din înțelegerea majorității, pentru că Dumnezeu este infinit. Nu poți să pui un lucru mai mare decât biserica în interiorul bisericii. Lucrul pe care îl bagi înăuntru trebuie să fie mai mic decât biserica. Noi suntem atât de mici și nu avem cum să-L băgăm pe Dumnezeu în interiorul nostru, că El e mai mare decât noi. Ce a vrut fratele Vlad să ne spună în această seară, a vrut să ne spune despre căi înspre Dumnezeu și despre cum le putem folosi ca să le explicăm oamenilor din lume despre Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi explicat, dar poți să crezi în El. Însă avem anumite instrumente pe care le putem folosi. În sfârșit, nu vreau să complic problema, vreau doar să vă chem să ne rugăm. Și o să vă rog să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne facă mai eficienți. Trebuie să acceptăm că ne-am obișnuit să stăm în biserică și să nu facem nimic. Iar dacă totuși facem ceva, cântăm într-o formație, noi ne cântăm nouă și cântăm lui Dumnezeu. Însă afară mor miliarde de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și pe noi, sincer să fim, nu ne interesează. Uneori când vorbim de evangelizare, de donații, de proiecte care mântuiesc oameni, spunem că de ce e nevoie și de asta. Numai astfel de întâlniri ne demonstrează că Dumnezeu vrea să ne folosească și că lumea de afară are nevoie de lumea din interiorul bisericilor, adică de oamenii pocăiți. Haideți să ne ridicăm în picioare și, provocați de prezentarea aceasta, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne folosească și pe noi. Ne rugăm împreună. Lord Jesus Christ, our Lord, through Jesus Christ, you come for sin, and may you not be
O să vă cer îngăduința să vă așezați, am nevoie doar de câteva clipe. Vreau să-i mulțumesc Domnului pentru experiența pe care am avut-o în seara asta, vreau să-i mulțumim fratelui păstor pentru că și-a deschis inima să ne învețe lucrurile pe care Dumnezeu le-a așezat în viața și în experiența lui de viață. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost aici, vă invit să reveniți mâine, de la ora 9 avem breakfast, iar de la ora 10 începe cea de-a doua sesiune. Sesiunea de mâine o să înceapă la 10 și se încheie în jurul orei 12, o să țină 2 ore ca și în seara asta. Noi vă chemăm să veniți de la 9, să bem un ceai, o cafea, băgăm ceva în gură și mai avem părtășie, mai vorbim și la ora 10 fără 5 o să revenim în sanctuar și o să înceapă sesiunea cu numărul 2. Dacă puteți, luați-i și pe alții. Deși învățătura e grea, este pentru oameni. Așa că ar fi bine să ne înarmăm și să ne folosească Dumnezeu mai bine. Vă doresc fiecăruia noapte bună, oaspetului nostru și dumneavoastră tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.